Aș vrea să fac o intervenție despre două teme foarte sensibile astăzi, una de politică externă, alta de politică internă, ambele legate de alegerile europene și de campania în curs. Așa cum știți, pe 25 mai sunt alegeri pentru Parlamentul European. Tema de politică externă foarte sensibilă este legată de poziția socialiștilor români în plan extern, referitor la relațiile cu Rusia. Vedem în ultimele zile conturată o situație extrem de delicată din perspectiva socialiștilor în Europa, pentru că avem, pe de o parte, o loialitate precum cea a socialiștilor bulgari, care a fost afirmată, o loialitate față de Moscova, socialiștilor bulgari, care devine îngrijorătoare, de pildă, pentru Berlin. Această loialitate și influența pe care Moscova o exercită asupra guvernului bulgar au fost percepute ca un risc pentru politica externă comună. Avem, pe de altă parte, chiar în candidatul socialiștilor europeni pentru șefia Comisiei Europene, o atitudine servilă față de Moscova, fiindcă Martin Schulz a afirmat că trebuie să considerăm un fapt împlinit acapararea Crimeei de către Federația Rusă. Și vrem să știm unde se situează socialiștii români în acest context în care presiunile Moscovei înseamnă, de pildă, în cazul bulgarilor, loialitate față de Moscova. Asta relevă documentele care au fost publicate zilele astea în presa internațională și care sunt intens dezbătute. Pe de altă parte, vedem pe șeful socialiștilor, pe șeful Parlamentului European în acest moment, Martin Schulz, șef, candidatul socialiștilor la șefia Comisiei Europene, care consideră că trebuie să ne împăcăm cu acapararea Crimeei de către Moscova. Relația e foarte importantă pentru că în Bulgaria, din Bulgaria vine și șeful socialiștilor europeni, domnul Stanishev, un prieten foarte apropiat al premierului. Martin Schulz, despre care vorbeam, e de asemenea un apropiat al premierului, a venit să-i lanseze campanie electorală în toamnă și suntem îndreptățiți să îl întrebăm pe Victor Ponta cum se plasează între loialitatea afirmată a bulgarilor și servitudea față de Moscova pe care a asumat-o Martin Schulz în contextul campaniei pentru alegerile europene. Chestiunea Moscovei e sensibilă și asta, cum știți, ridică numeroase întrebări. În câteva minute președintele și premierul se vor vedea la Cotroceni. Eu personal, din perspectiva candidaturilor europene, consider că trebuia o reacție foarte dură la declarația lui Rogozin de zile trecute. Personal, dacă aș fi fost într-o poziție de autoritate, i-aș fi răspuns: dacă vii cu bombardierul, te doborâm. Cred că asta este atitudinea pe care trebuie să o ai față de o amenințare de tipul celei proferate de Rogozin. Socialiștii au susținut în Bulgaria constituirea unui guvern împreună cu Ataca, susținut de Ataca, un partid care, cum să vă spun, e mai rău decât tot ce a existat în România în termen de naționalism și extremism. Cu toate astea, socialiștii europeni au acceptat ca în Bulgaria să se constituie un guvern cu sprijinul Ataca. Iar Stanishev, liderul Partidului Socialist, a devenit liderul Partidului Socialiștilor Europene. Asta înseamnă ceva pentru identitatea socialistă. La fel, Martin Schulz, îmi pare rău, și-a început campania pentru șefia Comisiei Europene spunând: e un fapt împlinit, ne împăcăm cu ideea că de acum Crimeea rușilor. Inacceptabil. Eu nu pot, ca politician european, să accept această cedare. Nu pot asta. E dincolo de limitele imaginabile unui politic. Dacă Victor Ponta vrea în continuare să fie în acest grup, trebuie să o știm în mod foarte clar atunci când alegem pentru Parlamentul European. Așa cum am legat această chestiune și de problema Kosovo, oamenii din România trebuie să știe dacă, după ce au votat politicienii din România, din diverse partide, care spuneau că nu recunosc Kosovo, singura entitate, organizație din România care recunoștea statalitatea Kosovo era, până anul trecut, UDMR, da? Socialiștii au schimbat piciorul, cum se spune, au schimbat atitudinea și vrem să știm. Socialiștii care pleacă din România, membrii PSD care vor ajunge în Parlamentul European, vor fi, nu știm câți, 12, 13, câți vor alege cetățenii români, vor susține recunoașterea statalității Kosovo și vor renunța la poziția diplomației române? Mi se pare legitim să întrebăm acest lucru și să primim și un răspuns.
A doua problemă strâns legată tot de campania pentru europene e o constatare pe care am făcut-o în ultimele zile. Am străbătut doar județe roșii. Eu personal, ca șef de listă, cap de listă la Mișcarea Populară, am ales să merg doar în județele roșii și asta voi face până la sfârșitul campaniei. Astăzi fac un scurt popas în București, în rest nu sunt decât în județele roșii. Și am o constatare îngrijorătoare pe care vreau să o fac publică, făcând de asemenea și un apel la premierul Ponta. Am constatat în județe, repet, unde PSD domină în mod absolut structurile de la nivelul primăriilor, Consiliul Județean, o intimidare care produce efecte în rândul cetățenilor simpli și în particular în rândul funcționarilor, care se simt șantajați și amenințați cu pierderea locurilor de muncă pentru ei și pentru apropiații lor, în condiții în care asumă o altă opțiune politică decât cea pro-guvernamentală. Nici se plâng oamenii în teritoriu că sunt supuși la un șantaj referitor la locul de muncă, la acordarea ajutorilor sociale, în condiții în care nu se aliniază. Adaug la asta două elemente de peisaj. Există deja orașe în România care seamănă cu orașele din anii 70 și 80. Sunt roșii, cum, din punctul de vedere al afișajului al steagurilor, așa cum erau orașele României în anii 80, sau cum sunt orașele din Vietnam sau din China astăzi. De la pancarte, steaguri, bannere, meșuri și ce mai vezi dumneavoastră, există ceea ce comuniștii numeau o pavoazare în roșu sărbătorească, ai impresia că există un partid unic. Celălalt element de decor în această atmosferă care ne apropie de senzația de partid unic în multe locuri din țară este legat de ceea ce vedem prin declarațiile liderilor PSD sau prin comunicate de presă ale instituțiilor care se ocupă cu urmărirea infractorilor, și anume o atmosferă care devine de acum de tip mafiot la modul propriu. Până acum se vorbea despre mafii politice într-un sens metaforic. Dar avem pe de-o parte, evocat astăzi în presă, din gura primarului sectorului 3, o amenințare în stil mafiot din partea unui coleg de partid. Înțelegem că există un tip de comportament în interiorul partidului de guvernământ care seamănă cu reglările de conturi de tip mafiot, la modul propriu vorbesc. Adaug la asta anunțul făcut zile trecute referitor la arestarea unui fost prefect din Galați care a comandat un asasinat. Suntem deci pe de o parte într-o logică de tip partid unic, cu o dominație autoritară prin simboluri, prin mesaje, prin acțiuni a Partidului Social Democrat, care amenință și intimidează cetățenii. Pe de altă parte, în interiorul partidului de guvernământ, par să prolifereze reglările de conturi de tip mafia.